Bună și bine v-am regăsit! Astăzi vorbim despre foarte multe parfumuri. Sunt foarte încântată pentru că știți că mie îmi plac parfumurile de designer, îmi plac parfumurile clasice, îmi plac parfumurile feminine, elegante și am cumpărat multe parțiale, multe parfumuri care unele dintre ele sunt discontinuate, nu se mai găsesc, dar cu siguranță voi le-ați avut, le-ați testat sau le aveți în colecția voastră. Și cu siguranță știți despre ce este vorba, pentru că știu că am aici foarte multe iubitoare de parfumuri. Și da, parfumurile de designer sunt parfumuri care pe mine mă încântă, știu că și vouă vă plac. Sunt parfumuri adevărate, ce să zic. Îmi plac parfumurile de designer mai mult decât multe parfumuri care sunt acum la modă, parfumuri de nișă mai scumpe. Dar să nu vorbim așa, că și parfumurile de designer în ultima perioadă sunt extrem de scumpe și dacă vrei să cumperi unul discontinuat este foarte scump. Da, din fericire eu am găsit multe parfumuri despre care noi să vorbim astăzi și să povestim, pentru că cu siguranță aveți amintiri legate de aceste parfumuri și o să fie un clip frumos. Dar, înainte de toate, haideți să vorbim puțin despre atmosferă, pentru că ați văzut că eu folosesc de fiecare dată în clipurile mele lumânări parfumate, îmi plac și atunci când iubești parfumurile, nu ai cum să nu iubești și lumânările. Avem lumânărica aceasta cu fitil din lemn, nu știu dacă se aude, are un sunet foarte plăcut și foarte relaxant și mie îmi place atmosfera cozy oricând. Nu contează sezonul, nu folosesc doar iarna, doar toamna, mereu îmi place să am o atmosferă cozy. Și aici avem ceva antitabac, dar o folosesc aici în cameră pentru sunet. Îmi place cum se aude, m-am gândit că poate l-auziți și voi. Iar aici am arome de primăvară. Avem Wisteria, care... este un miros intens, miroase a mov și așa cum miroase Wisteria, să știți că aroma este super naturală, este o lumânare din ceară, din soia 100% naturală și are o ardere lentă. Eu o folosesc pe aceasta de mai mult timp, tot făcută de prietena mea, de la Mattia Scandal, și aceasta este cu prăjiturici. Prăjitură cu vanilie, ceva foarte vanilat, onctuos, foarte natural, nu este sintetică. Mirosurile sunt foarte naturale. Aici avem liliac. La fel, miroase natural și bujor. Bujorul miroase ceva mai... un miros floral fresh, așa. Sunt niște lumânări care îmi plac pentru că nu sunt sintetice. Nu au miros sintetic. Prietena mea s-a apucat de curând de făcut lumânări și îmi plac foarte mult, îmi place ambalajul, sunt elegante, au ceara aceasta 100% naturală care are o ardere lentă și chiar am folosit-o eu pe aceasta de mult și mai am în ea. Uitați-vă că arde uniform și asta îmi place foarte mult, că nu se pierde. Și chiar dacă o stingi mai repede, pentru că ideea e să ai și un pic de grijă, chiar și fitilul din lemn se taie după ce arde și după ce o aprinzi din nou, dar fiind o ceară 100% naturală, foarte ușor se curăță pe margine, este foarte moale, foarte cremoasă așa. Și dacă vreți și voi lumânări de la Mattia Scandal, făcute de prietena mea, o găsiți pe Instagram, vă pun linkul în descriere, puteți să vorbiți cu ea, scrieți-i pe Instagram și vă răspunde cu plăcere și are și prețuri bune, deci puteți să-i scrieți în privat și discutați despre lumânări și o să vedeți că are și alte arome, dar are și bucățele din acelea de ceară pe care voi puteți să le puneți în aromatizator. O să avem atmosferă cozy mult timp de aici încolo și niște mirosuri foarte, foarte plăcute. Chiar îmi plac mult, mult de tot. Și haideți să trecem la parfumuri, pentru că avem multe, multe de discutat astăzi și chiar de-abia aștept să discut cu voi în comentarii. Și haideți să începem cu două parfumuri minunate de la Mugler pe care eu le am aici.
avem o sublim și o extraordinar alien. Haideți să începem cu acesta pe care eu l-am dat deja pe o hârtiuță. V-am zis că le testăm împreună pentru că nu le știu prea bine, dar cu siguranță vom mai discuta despre ele, de-abia aștept să le port. Aici avem așa, citrice, avem și floare de tiară, avem multe flori, avem și heliotrop, piper și da, îl simt spicy, îl simt citric, proaspăt, spicy. Și în bază avem ambră, cașmeran, vanilie, santal și moscal. Nu știu exact cum se dezvoltă parfumul, dar mi se pare perfect pentru primăvară și vară. Îmi place cum miroase și are acel ADN alien, bineînțeles. Haideți să trecem și la acesta, să-l pulverizăm și pe el. Ei bine, o sublim seamănă cu o extraordinar, doar că aici deja simt mai multe flori. Simt floarea de tiară, simt că este un parfum care mi-ar plăcea să-l port vara. Este mai feminin, este mai... Da, pe celălalt aș putea să-l văd și un parfum unisex. Acesta este ceva mai feminin. Aici avem citrice, avem note solare. Avem tiară, iasomie, floare de portocal, avem multe flori în mijloc și în bază avem cașmeran, ambră, vanilie și vetiver. Foarte frumos este și acesta, dar și el este un parfum pentru perioada caldă, primăvară, vară. Îmi place și el foarte mult, la fel are ADN-ul alien și îmi place ceva mai mult decât celălalt. Da. E mai feminin, mai floral. Și trecem la următoarele două parfumuri. De la Giorgio Armani avem Sun di Gioia și Air di Gioia. Îmi place foarte mult Aqua di Gioia. Este unul dintre parfumurile mele preferate pentru vară. Și eram super curioasă de acestea. Aș vrea să mai testez și Terra și Ocean di Gioia. Cred că și acela este foarte frumos, dar haideți să vorbim despre acestea deocamdată și să începem cu Sun di Gioia, care are ca și note frezie, bergamotă, are și frangipani, ilang ilang, deja sună ceva tropical, iasomie și în bază avem vanilie, ambroxan, benzoin și iris. Da, da, miroase, se simte bine ilang ilang. Miroase foarte bine, este un parfum tropical, un parfum solar, dulce, dar nu foarte dulce, nu este sintetic. Eu am mai testat și alte parfumuri care se duc în zona aceasta și mi s-au părut cam mult. Dar acesta mă duce cu gândul la cel cu cocos de la Maison Margiela, doar că acesta n-are cocos. Acela are cocos și ilang ilang, este tot la fel un parfum tropical, dar la fel, aerisit totuși, nu prea dulce, perfect pentru vară. Și îmi place cum miroase, îmi place ilang ilangul, cum se simte aici, pentru că în unele parfumuri acest ilang ilang se simte îmbâxit cumva. Ei bine, aici este unul aerisit. Îmi place foarte mult și acel parfum de la Margiela cu cocos, cum se numește? Nu știu, vă scriu pe ecran. Dar îl aveam pe lista mea de cumpărături și nu-l mai am acum pentru că îl am pe acesta și este de ajuns. Nu are deschiderea aceea de cocos, dar se duce în acea zonă. Este un parfum foarte, foarte drăguț și acesta. Hai să vedem și Air di Gioia. Aici avem și căpăcel. Hai să vedem cum este. Aici avem ceva mai fresh, ceva mai proaspăt, ceva mai spicy. Acesta este marketat ca fiind un parfum șipră floral și avem așa, în deschidere, sare, neroli și mandarină.
L-am simțit citric, proaspăt, fresh în deschidere, dar nu am simțit neapărat sare, deci nu are multă sare. Vedem cum se dezvoltă. În mijloc avem bujor, ilang-ilang și floare de portocal și în bază avem chiparos, mușchi, paciuli și cașmeran. Mai am un parfum cu chiparos și îmi place foarte mult cum se simte vara, deci nota aceasta se simte bine în parfumuri vara. Este un parfum frumos, nu cred că mai am ceva care să fie la fel, dar îmi place cum miroase. Este proaspăt, clar, poate să fie un parfum unisex. Este aromatic, este... Nu simt prea sărat, poate că pe piele o să se simtă ceva mai sărat, dar acum nu, nu are multă sare. Și nici în deschidere. Se simt și florile. Este un parfum foarte frumos și acesta. Trecem la următorul parfum, care este pentru bărbați, dar întotdeauna am avut impresia că acest parfum este pentru femei. Asta pentru că eu l-am văzut foarte căutat pe grupurile de parfumuri de către femei și trăiam cu impresia că este pentru femei, dar este marketat ca fiind un parfum pentru bărbați. Și l-am și mirosit și mi s-a părut foarte frumos, adică nu m-a dus nicio secundă cu gândul că parfumul acesta ar fi pentru bărbați sau unisex, în niciun caz. Din punctul meu de vedere, este perfect pentru femei. Acesta are ca și note rozmarin, mandarină, tarhon și busuioc. În mijloc avem neroli, muscată, lăcrămioare și anason și în bază avem boabe de tonka, amigdale, rășină benzoică, vanilie și cedru. Deci miroase extraordinar de bine. Are o vanilie foarte frumoasă și tonka miroase bine în combinație cu vanilia. Este un parfum ambrat, lemnos, cald, foarte frumos, foarte seducător, dar v-am zis, am crezut tot timpul că este un parfum pentru femei și a fost lansat în 1998 de către Alberto Morillas. Hai să îl mirosim, să ne dea pe spate. Știu că este foarte frumos. Mă bucur să-l am în colecția mea și sticla îmi place și nici sticla nu m-a dus cu gândul. Deci miroase bine de la început până la sfârșit și se usucă atât de frumos și atât de plăcut. Miroase bine. Miroase super, super bine. Știu că este un parfum căutat, știu că nu se mai găsește sau dacă se găsește, se găsește la niște prețuri din acelea care nu ne plac nouă. Eu când l-am mirosit eram convinsă că nu, adică din punctul meu de vedere era un parfum pentru femei și nici o secundă nu m-a dus cu gândul la altceva. Acum că știu, pot să zic că în deschidere se simte așa mai bărbătesc, dar nu, nu, nimic. Nimic prea mult, nimic prea condimentat. Este foarte bine echilibrat. Dar când se usucă, este demențial. Frumos. Frumos parfum, îmi place mult și sticla. Minunat parfumul ăsta. Dacă tot suntem la capitolul parfumuri ambrate, haideți să vorbim și despre minunăția aceasta care, uitați-vă ce culoare are. Este coniac. Coniac. Îmi pare rău că nu l-am descoperit iarna, dar nu avem timp să-l folosim iarna. Rocias Absolu, nu știu dacă se mai găsește, dar dacă îl găsiți, puneți mâna pe el. Are în deschidere mandarina și frunză de smochin. Tot timpul am un lapsus când e vorba de smochin. Apoi avem floare de portocal, crin, piper și trandafir. Și în bază avem benzoin, balsam de tolu, labdanum și cedru. Și el este un lemnos, nu simt piperul.
un ambrat, un parfum care se încălzește și e foarte frumos în perioada rece, dar, din nou vă spun, nu facem recenzii în clipul acesta pentru că eu le descoper acum, odată cu voi. Îmi place cum miroase, l-am mai mirosit o singură dată pe acesta, dar nu pot să zic că mi-am format o părere. Și haideți să vorbim despre un parfum care a devenit La Petit Robe Noir-ul meu preferat. Vorbim despre La Petit Robe Noir Eau Fraîche. Deci, acest parfum este minunat. Nu l-aș fi cumpărat în veci blind și nu știu de ce, nu m-a tentat niciodată, dar când l-am mirosit, m-a dat pe spate. Este acesta, nu știu dacă vedeți voi bine, nuanța este verde. Este marketat ca fiind un parfum floral verde, dar eu nu-l văd prea verde. Eu aș putea să spun că este migdalat, un floral migdalat foarte frumos. Și este foarte luminos, foarte aerisit, foarte fresh, dar în același timp feminin și aromat și plăcut, răcoritor, deci îmi place la nebunie parfumul acesta. Haideți să vă spun ce note are, să vorbim puțin despre note, pentru că pe acesta l-am analizat un pic mai mult. Avem așa, în deschidere, citrice și floare de portocal, în mijloc avem așa, floare de migdal. Floarea de migdal îmi place la nebunie în parfumuri, aceeași floare de migdal o simt în Ananda Dolce de la Micalef și în Draje de la Reminiscence, Draje pe care l-am ratat. Și îmi pare foarte rău de parfumul acela, că nu l-am luat la momentul potrivit și acum nu-l mai găsesc sau îl găsesc la niște prețuri foarte mari, dar mi-a rămas gândul la Draje de la Reminiscence și poate vreodată o să-l iau în colecția mea pentru această floare de migdal. Îmi place foarte mult în parfumuri. Și poate să fiți atente, dacă testați vreodată ceva cu floare de migdal, eu am tot căutat după note, dacă cauți pe Fragrantica, după note, floarea aceasta de migdal, testați, fiți atente, să analizați puțin, să vedeți că o să simțiți ceva foarte plăcut. Floarea de migdal mi se pare deosebită. Avem cireșe, nu simt cireșe, frezie, căpșuni, zmeură, piersică, trandafiri, iasomie și în bază niciodată nu am citit notele acestui parfum, deși m-am uitat așa despre parfumurile acestea, flencărele de la Petit Robe Noir, dar nu, pur și simplu, n-a fost să fie, dar bine că l-am cunoscut. Avem fistic, migdale, vanilie, tonka, paciule și moscalb. Deși are această bază, tot rămâne un parfum foarte feminin, foarte fresh, aerisit. Dar nu e freșul acela de vară citric. E un freș mai deosebit și vă recomand să-l încercați. Pentru că este minunat. Mi se pare că vara se potrivește perfect cu rochii vaporoase, cu rochii colorate, cu pălării, cu... Da, bine, este bun și primăvara și vara. Dar este aerisit, este plăcut, este feminin. Testați-l pe acesta. Sau dacă l-aveți, spuneți în comentarii cum vi se pare și vouă, să împărtășim păreri, poate mai citești și alții comentarii și vor să vadă mai multe păreri. Îmi place mult și sticla, este superb. Și haideți să discutăm și despre un parfum de la Bulgari. Avem aici Bulgari Pur Femme. Nu știu dacă acesta se mai găsește sau nu, este lansat în 1994, iar creatorul este Sofia Grossman. Are multe note, are și garoafă, are un niș ceva mai vintage și am văzut că este foarte căutat pe grupurile de Facebook, probabil că este un parfum feminin, pudrat, care cu siguranță aduce amintiri și poate că vă aduce și vouă amintiri. Mie nu mi-aduce amintiri, recunosc, dar este un parfum feminin și frumos, are coriandru, dar nu-l simt. Se simte foarte pudrat. Să știți că au plecat din colecția mea mai multe parfumuri, mai ales cele cu coriandru, în care coriandru ieșea în evidență pentru că nu îmi place. Nu îmi place deloc.
Și avem aici violetă, garoafă, citrice, coriandru, piper. În mijloc avem flori albe, rădăcină de stânjenel, stânjenel, heliotrop, trandafir, iar în bază avem mosc, ceai verde, note lemnoase, lemn de santal, vanilie, ambră, rășină benzoică, stirax și cedru am leșinat. Nu știu cum se dezvoltă el, dar o să-l folosesc și o să mai discutăm despre el. Da, ce să zic mai mult decât că este un parfum feminin pudrat cu uniz vintage. Deși am trecut de categoria Givenchy, nu mi-am dat seama să le pun și eu așa într-o ordine, dar mai vorbim despre un parfum de la Givenchy care se numește Dahlia Divine Eau de Toilette. Eu am în colecție apa de parfum, care este minunată. Este un parfum frumos, dar ce să zic, parfumurile de la Givenchy toate îmi plac. Adică n-am găsit un Givenchy care să nu-mi placă. E un pic avariată sticla mea, dar nu mă deranjează. Parfumul este perfect, vă asigur. Perfect din toate punctele de vedere. Avem aici. Vai ce deschidere are. Celălalt parcă e ceva mai vanilat, mai dulce. Aici este o deschidere mai proaspătă, mai fresh. Avem în deschidere piersică, portocală sângerie, coacăze negre. În mijloc avem iasomie și trandafir, în bază avem vanilie, paciuli, lemn de santal și mosc. Știu că acela apa de parfum are și ceva, ia să văd eu, are ceva un fruct. Am testat și nectar, vai de mine cum miroase și acela, deci toate sunt absolut superbe, da, are corcodușe, da, oricum este diferit. Miroase extraordinar de frumos, este dulce, este aerisit, feminin, seducător, elegant, foarte frumos, foarte frumos. Și ia să vedem și nectar. Am sticla și de nectar și l-am mirosit și acela este și mai minunat. Acela are mimoză, iasomie, trandafir, vanilie, tonka, lemn de santal, vetiver. Am înțeles. S-ar putea să fie ceva mai cald. Bine, și acesta este mai cald, mai intens, mai vanilat, mai spicy, mă refer la nectar. Dar toate sunt frumoase, toate. Toate daliile lui Givenchy, să zic așa. Și ultimul parfum despre care discutăm astăzi, încă un La Nuit Trésor în colecția mea. Mă bucur super mult. La Nuit Trésor se numește Eau de Toilette, La Rose Passion. Da, avem aici tot un trandafir afumat, ca și în apa de parfum, însă aici nu avem pralină, nu avem partea aceea așa gurmandă în felul acela, aici avem un fructat, este și el un parfum cu trandafir afumat, dar parcă și el este dulce, dar parcă ceva mai fructat. M-am dat eu cu el pe mână astăzi, dar nu știu exact cum se dezvoltă. Cert este că acela, apa de parfum, are pralina aceea. Se dezvoltă frumos și într-un mod, gurmand, cu pralină. Da? Aici avem tot un parfum dulce, tot un parfum cu o deschidere trandafiricioasă, afumată. Dar se dezvoltă. Regăsesc aici, regăsesc și apa de parfum, dar se dezvoltă diferit, cu siguranță. Parcă este ceva mai fructat acesta. Vanilie de Tahiti, paciulie și mosc alb avem în bază, în mijloc avem trandafir de damasc, bujor, lăcrămioare și în deschidere sunt citrice, coacăze negre, mure, licii, zmeură. Încă un La Nuit Trésor în colecția mea, din nou, îmi plac și acestea toate și aici am floricică, dar n-am capac. La celălalt am capac, dar n-am floricică. Ce să faci? Nu poți să le ai pe toate.
Acesta a fost clipul de astăzi și sper că v-ați relaxat alături de mine. Sper că s-a auzit sunetul acesta pe fundal, pentru că mi-ar face mare plăcere să-l auziți și voi. Și nu o să pun muzică dacă se aude pe fundal. Nu uitați de lumânări. Dacă vreți să cumpărați lumânări, dacă vă plac lumânările, o găsiți pe prietena mea de la Matias Candle, pe Instagram și pe Facebook, vă las linkul în descriere. O să mai discutăm despre lumânări, cu siguranță. Și, nu știu, aștept cu mare interes comentariile voastre. Spuneți-mi despre parfumurile acestea, pentru că sunt sigură că multe dintre voi le știți mai bine decât mine. Dar eu o să le port și o să vin și eu cu părerile mele mai conturate într-un clip viitor, în clipurile viitoare. Și vă mulțumesc pentru vizionare. Pe mine mă găsiți și pe Instagram, dacă vreți să vedeți ce parfumuri postez acolo zilnic. Mă găsiți și pe contul personal, pe care postez din ce în ce mai rar, dar o să vină și vremea lui și o să postez și acolo mai des. Abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă. Vă doresc o zi frumoasă și ne vedem cu un video nou cât de repede se poate. V-am pupat! Pa, pa!